vorbea Dumnezeu și slujba eram la poala muntelui. Când vorbea Dumnezeu, ne muram ca și Latina. Și ia că punctul la întrebarea ta, când zici Domnul, o zis așa, o zis că ei, lungos, că nu-i lucrarea mea aceasta, lucrarea mea este aceea care a fost instaurată la început în Biserica Apostolică, iar de-a lungul sutelor de ani, de-a lungul anilor, una câte una, una după alta, în fiecare an, în fiecare lună, o că au spus din cuvintele mele și au pus date și obiceiurile pământești, omenești. Legea mea este dată înapoi a lor, doar o formă așa că îi pun legea tot. Nu e împlinită înapoi a lor, pentru că au pus date și obiceiuri și legi omenești. Deci lucrarea lui Dumnezeu a zis tata din cer, tăticul din cer. Pentru că eu nu mă joc cu cuvintele când Domnul îmi arată lucrările lui tainice când îl întreb. Deci de-a lungul 800 de ani, de-a lungul anilor, au zis că una câte una au scos-o din Biblie. Lucrarea mea de... Nu are voie să dea nimeni, că cine la Domn, nu poate să o dea nimeni. Nimeni. Deci aceasta a fost, Doamne, iată ce spun în ziua de astăzi acești oameni în culte, că am venit eu să schimb o lucrare așa de puticundă. Așa a fost dat-o tot. Nu a fost dată niciunui unui om să o facă lucrarea aceasta. A fost dată pentru tot, dar au schimbat-o în gosturilor de ani. Una de una câte una au pus din cuvântul meu și au pus legile și porunci omenești și înapoi a lor. Știu că vor rămâne pe pământ, o zis Domnul Tichin. Andrea mi-a zis tata. Și cum mai pun lucrări, cum mai pun lucruri cu Domnul despre cei care în ce stare trebuie să fie să fie mântuiți și care ce-au făcut în viața aceasta vor rămâne de chef, cum îl dădeau pe sufletul de groază. Am văzut o vedenie care vă spun drept, cum a văzut și Isaia, îmi tremura carnea, mă înfermântează tot organismul și tremura carnea, în prezența lui Dumnezeu. Însă, ce sunt? Pentru că, frate drag, când ești interesat de Evanghelia veșnică, cum a fost Ioan Apocalipsa, în Domnul cuvinte așa și dau înaintea lui. Dacă Ioan a primit Dumnezeu la Pasmă, de exilat, într-o pușcărie, a primit Evanghelia tainică, eu a primit în seminarii, în școli, asta e o erezie. Deci Evanghelia adevărată a primit un foc, în superiță, în cântorare, într-o pocăință reală. Nu-i așa, frate? Așa se primește Evanghelia. Deci nu te smerim într-o umilință, într-o pocăință adâncă, te primești tainii. Deci asta, stima ta, mă înțelegi pentru că și primești așa ceva. Dar oamenii din rând, deci cam nebunit, frate. Nu o să zic Ioan din Apocalipsa că o nebunit? Nu? Da. Deci nu putea fi crezut. Și tata m-a auzit că îmi plâng sufletul înaintea lui. Și-o venit la mine să-mi spună ce se întâmplă. Aceasta e lucrarea mea, bărbatului. Nu e asta care o fac ei astăzi, să-și dau cinte unei altor să cupe oameni. De ce doar rusul s-o ajuns, dar nu fac lucrarea Dumnezeu. Și nu merg pe mă subține, aparține cineva, mă plătește cineva, s-o mărca sărac cineva, stau de vorbă cu Sfântul Universul, cu tatăl meu și tatăl totul îi spun la cei care vorbesc acceptă, că am încutat unii frate din corp, mai frate, da, ce spui tu, e lucrare enormă de e măreată și de la început. Acum nimeni nu mai ține. Păi frate, eu vreau să rămân la lucrarea aceasta că de-o tatăl meu care e diver, treaba voastră. Ce vreți să faceți așa? Că am luat-o, eu de-aia spus, dacă luat în 9 ani, am luat de 15 ori mult și o ție acolo, nici de 10 ori nu a fost ea. Noi am rămas în credință, puternic în Hristos, în Evanghelie și mergem înainte prin puterea lui Hristos. Ei, vedeți?
loc, dacă tu te duci la o patimă și o vină acolo din părere, cred că dura viață, dura viață, iată dacă trăiești viața, dacă nu, degeaba asta, da. Și mai ales că se face și nici pe voia lui Dumnezeu, că dă un om, adică un om o reprezintă, nu Hristos. Și de aceea mă bucur foarte mult, aștept pe tata să vin să mă mutez, dacă să stăm prea mult neomteată, să ne duc acasă, mireasă Iisuse, am luptat, vom lupta. Mă rog și pentru spiță din țară, de aici, de pe tine, Doamne, ajută-mi biserica, mireasa ta, dă-ne putere, suntem uibiți, călcați în picioare din toate părțile, dar ai fost și tu, dar ajută-ne să ne ducem mântuirea. Nu ne mai crede nimeni și s-o poți da la început, cine mai crede astăzi, frate? Numai cei care descoperă tata, nimeni nu mai crede lucrarea la început, dar au fost, da. Și eu când aud așa ceva, vine să plâng, Doamne, auzi ce spun ăștia. Ca și Toma, când eu zic, Toma, nu mă vine grijă, bine îmi pune mâna și nu mă vine grijă. Așa au ajuns astăzi, ca Doamne, necredincioși, cu tă cu cine, cu tă cu azi, cu tă cu ritualuri, doar necredincioși. Nu mă să-mi pune mâna și nu mă vine grijă. Asta e voie de Domnul și astăzi, dar, Doamne, noi să rămânem la biserică.